dragi prieteni, o să vă mai povestesc un eveniment din istoria fotbalului. O să ne întoarcem cu 10 ani înapoi. Nu mai vorbim de miroclose. Am vorbit deja acum vreo 2 luni, dacă nu greșesc. Dar o să ne axăm tot pe Cupa Mondială găzduită din Africa de Sud. Vom vorbi despre meciul de deschidere dintre țara organizatoare și Mexic. S-a desfășurat pe Soccer City Johannesburg, un stadion de peste 70.000 de locuri. Acel stadion a găzduit de altfel și finala acelui turneu dintre Spania și Olanda și Spania s-a impus atunci cu 1-0 prin golul lui Iniesta. Dar să revenim la meciul de deschidere. Africa de Sud a avut un start promițător. Chabalala a scăpat pe contraatac și a marcat un gol fabulos. S-a dus direct la vincul șutul acestuia. Era legitimat la vremea respectivă la Kaizer Chiefs. Și pe atunci, tot în Africa de Sud, era stabilit de mai mulți ani antrenorul de origine română, Ted Dumitru. El a fost și selecționer al Africii de Sud și a antrenat mai multe echipe de pe acolo. Cred că și Kaizer Chiefs, dacă nu mă înșală statisticile. În orice caz, era un antrenor care îl știa foarte bine pe Chabalala. Se vorbea despre el ca fiind unul dintre cei mai promițători jucători din acea țară. S-a vorbit inclusiv că a fost propus la Steaua, FCSB, mă rog, așa se numește acum. Deci era un jucător foarte, foarte interesant pentru fotbalul sud-african. Însă Mexicul a egalat. La un moment dat a egalat prin Rafa Marquez, jucător aflat sub contract pe atunci cu FC Barcelona. Partida s-a încheiat la egalitate. Africa de Sud nu a reușit să depășească faza grupelor. A urmat o înfrângere cu Uruguayul, 0-3. Pentru Uruguay a marcat Alvaro Pereira, a fost jucător la CFR Cluj. Le-a și mulțumit atunci după partidă foștilor colegi și fostei sale echipe, de altfel, din România. Spunea că și datorită lor a reușit să ajungă la un nivel înalt și pentru dezvoltarea sa a avut un merit important CFR-ul, așa spune Alvaro Pereira pe atunci. Dar Africa de Sud s-a consolat cu o victorie împotriva Franței. A învins-o cu 2-1 și a terminat pe locul 3, dacă bine îmi amintesc, grupa. Și spuneau comentatorii: Franța pleacă acasă, Africa de Sud rămâne acasă. Făcând aluzie la faptul că este eliminată, dar nu trebuie să plece acasă, că deja este acolo. Da, în orice caz, o națională interesantă. Și cu Franța a fost un episod la fel de savuros, cum s-ar spune, Anelka, Ribery și alți jucători convocați la acea ediție. Cred că și Thierry Henry a fost chemat să dea explicații și în Parlamentul Franței, dacă nu și lui Sarkozy, președintele de atunci. Și sigur că a fost foarte mult comentat de presa internațională, de presa sportivă din Franța, acea întâmplare că au politizat eliminarea Franței de la Mondial. Acum ce putem să spunem? Au avut și ei o perioadă mai nefastă, dar și-au revenit odată cu trecerea timpului. Dovadă că în 2016 au ajuns în finala campionatului european, iar anul trecut acum 2 ani, au câștigat Cupa Mondială. Așa se întâmplă când se încheie o generație, când se încheie un ciclu și vin alți jucători. Mai pot veni și scăderi de formă. Nu este ceva ieșit din comun, cum s-ar spune. Cupa Mondială din 2010 a fost, după părerea mea, una dintre cele mai spectaculoase din istorie. Nu a fost cea mai spectaculoasă, dar rămâne una dintre cele mai spectaculoase. Pentru că au fost multe, multe execuții fabuloase, mulți jucători interesanți. A jucat și Sami Eto'o, a și marcat atunci la acea ediție. Din păcate, Camerunul nu a depășit faza grupelor. A fost Landon Donovan la Naționala Statelor Unite ale Americii. A mai fost la ei Altidor, a mai fost la englezi Defoe. El de altfel le-a și adus singura victorie de la acea ediție, împotriva Ganei, dacă bine mă amintesc. Împotriva Ganei. Da. Și au fost atunci eliminați de Germania. A fost atunci și un gol
fantomă, cum s-ar spune, ca la ediția din 66, numai că atunci chiar a fost gol, dar nu a existat proba VAR pentru a se putea confirma faptul că mingea chiar a depășit linia porții cu toată circumferința. A fost și echipa Greciei care l-a avut în lot pe Capetanos. După a avut la rândul său un sezon foarte bun în Liga 1, marcase atunci pentru Steaua, cred că vreo 15 goluri, dar a jucat puțin. Otto Rehagel, selecționerul german care a adus titlul european în Grecia la ediția din 2004. El a și plecat de la Naționala Greciei după acel mondial, dar înainte de a pleca a reușit să aducă și prima victorie pentru Grecia la un campionat mondial, 2-1 în fața Nigeriei. Grecia l-a folosit, deci, pe Capetanos într-un meci cu Coreea de Sud și Capetanos a jucat atunci, mai știu, cred că vreo 15 minute, nu a jucat foarte mult, dar a avut și o ocazie. În orice caz, aveau încă nume mari, aveau nume mari de la acel european, l-aveau pe Karagounis, pe Katsouranis, cred că și Gekas, Mitroglou, nu știu, nu mi-amintesc exact, dar în orice caz, și Mitroglou a provocat multe coșmaruri atunci, în 2013, acel baraj, dacă ar fi fost pregătit mai bine, cât că am fi avut o șansă. Grecia nu era o echipă invincibilă la vremea respectivă. Dar acel baraj nu a fost pregătit așa cum trebuia să fie. Asta este părerea mea. Nu a fost pregătit, pentru că noi, să nu uităm, am avut 6 victorii în acea grupă preliminară. Am învins Turcia la ea acasă. Am învins Ungaria pe arena națională cu 3-0, Ungaria care la rândul ei reușise un 3-1 cu Turcia. Am câștigat într-adevăr Estonia, Andorra, dar și Estonia. Nu era o echipă chiar atât de slabă. Să nu uităm că Estonia chiar a scos un egal cu Olanda, 2-2. A avut și 2-1 la un moment dat, dar noi nu știu. Nu știu ce s-a întâmplat, dar cu Olanda am cam pățit-o. 1-4 pe arena națională, 0-4 la ei și în ambele partide am avut un start destul de bun, am avut ceva ocazii, dar ceva ne-a lipsit concentrarea, ne-a lipsit atitudinea, parcă ne-am temut așa un pic de diferențe de valoare. Nu era Olanda acum o echipă imposibil de bătut, dar ca să vă văd aici niște copii se recrează și ei. Dar nu, când joci cu Olanda, când joci un adversar de top, trebuie să dai tot ce ai mai bun, trebuie să te concentrezi 100%. Trebuie, vorba lui Neluțu Sabău, fost mare internațional al României, să te lupți pentru fiecare balon, să nu cedezi, să ai și un sprijin din partea publicului. Când simți căldura publicului, devii mai puternic, vorba sa. Poate că și acest lucru ne-a lipsit, nu știu. Am avut stadionul plin cu Olanda, dar depinde acum. Poate că nici atmosfera nu a fost una pe măsură. Dar acum nu putem da vina pe asta. Putem da vina doar pe faptul că nu am fost așa de concentrați pe cât ar fi trebuit. Păcat că nu am fost la acel mondial. Practic atunci am fost cel mai aproape în ultimii 12 ani să ajungem la un mondial. În 2014 chiar am fost aproape. În 2010 era clar că nu puteam ajunge, 2018 cu atât mai puțin. Rămân la părerea că nu trebuie doar să ajungem la un turneu, trebuie să arătăm că merităm să fim acolo. Și trebuie să arătăm acest lucru prin atitudine, prin dăruire, prin pregătire în mod exemplar. Pentru că nu trebuie acum să te cheme Lionel Messi ca să faci un meci mare, nu. Trebuie să știi să compensezi diferența de valoare. Trebuie să fii un super profesionist, așa cum zice Cornel Țărnar despre Cristiano Ronaldo. Să te antrenezi mult mai mult, mai ales când e vorba de adversari puternici. Să ai dorința de a te ridica la un nivel mai mare. Să vrei să realizezi ceva deosebit. Așa poți să atingi marea performanță. Altfel nu se poate. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și de această dată și vă urez o zi nemaipomenită. Numai bine!